Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu mai am senzația că Luca face armata la 40 de ani. Face armata, da? E, cum e? Eu am făcut armata fără apă caldă și fără căldură, adică... Păi, la ele cam la fel. Păi la mine în ultima vreme de ce să îl mâni pe Dumnezeu? Nu prea mai e dimineața. Aha. Și mă înviorez, știi ce zic? Adică e ca la izbor la baie. Acum mă uit în momentul ăsta. Avem o temperatură de 44 de grade la intrare. Unde? Da? La căldură? Sau la apa caldă. La apa caldă. Căldura stă la 21, adică e pe... 21. Da. La intrare? Da, am avut și căldură la un moment dat. Acum câteva zile. Asta vară? Bă, într-un fel să știți că e interesant. Adică noi trebuie care să am... treci, ca bărbat trebuie să treci și prin această experiență. Și noi care am trăit în comunism, am avut de învățat din asta. Da. Că în viață te călește. Da. Și acum la mine, de exemplu, am căldură o zi, da, două, nu cam așa. Auzi? Știi să economisești căldura. Da. La Luca e foarte simplu acum să le spună copiilor, vedeți? Așa era pe vremea lui Ceaușescu. Da. Deci ei pot înțelege istoria din experiența asta. Auzi, ți-ai luat mesadă? Nu știu. Mesadă? Nu știu ce e mesadă. Dar viața fără mesadă nu exista. Mesadă era ca un soi de cojocel dintr-un soi de blană sintetică. Al știu, nu da. Nu se cumpăra geacă pe vremea comuniștilor dacă n-avea mesadă detașabilă. Da. Pentru că veneai acasă, puneai haina în cui, în cuier și scoteai mesada și stăteai cu mesada pe tine. Ca un fel de bundiță așa? Ca un fel de bundiță. Da. De o știam... Aia care aveau după altă denumire. Rude la țară aveau bundițe de blăniță. Asta da, uite. Da, dar aia era mai greu de, cum să spun... Nu era greu deloc, știi ce era bună era? Fi, adică pe asta puteai să o folosești și afară pe străzi, da. În tramvai, nu știu ce, unde evident că era frica naiba, ori și la muncă, dar și acasă. Adică era, avea multi utilizări. La țară așa se folosea. Da. Ieșeau cu bundița aia care era și decorată așa într-un fel. Deci o firmă de import de mesadă în București acum aș face. Ar da lovitura. Da, asta e. Oricum, directorul Termoenergetica din București ne-a explicat ce trebuie să facem dacă vrem apă caldă de la robinet. Să emigrăm sau... Da, da, să emigrăm, cred. Pentru spălat, iată, domnul Crețu îl cheamă. Care, bună dimineața, domnul Crețu. Da, domnul Crețu, sunteți acasă. Deci pentru spălat există soluția de boiler electric, zice domnul Crețu. Super. E câteva sute de lei pentru momentele când există avarii. Mai ales acum că e și la îndemână curentul electric, e ieftin, e momentul cel mai bun să pui un boiler. Îți iei un boiler, îl pui lângă OLED, da. Lângă televizorul de ultimă generație, știi? Tragi niște furtune până în baie și folosești boilerul electric. Da, da, zice Idânsu, eu mi-am pus un boiler electric din cauza acestor avarii, a spus directorul Termoenergetica la ceva. Antena 3. L-a luat mai ieftin asta vară. De soare și informații de inside. Da. Cum ar veni, deci Dânsu a văzut ce se întâmplă și a zis, hai, nevastă, ia boiler avem? Nu, ia două. Păi și pentru căldură? Pentru căldură, calorifer electric. Zice, am pus un calorifer electric în priză. Hai mă, continuă directorul. Cred că are o cisternă de curent electric în director. Eu cred că e pe mână cu directorul de la electrica. Păi... ți trag eu la tine. Să-și ia consumatori mari. Da. Despre cum s-ar putea rezolva această problemă cu apa caldă și căldura în București, domnul Claudiu Crețu estimează că, citesc, de la 1 noiembrie, situația va fi mult îmbunătățită. Ce, ce mâine prostie. Nu-i păi mâine, mai sunt 10 zile. Deci 1 noiembrie, dar n-a spus în ce an, îmi pare rău. Da, pentru că nu, acum, obiectiv vorbind, asta, sistemul de termoficare și din București, cum s-a întâmplat în foarte multe alte orașe ale României, sistemul ăsta centralizat a fost totalmente lăsat de izbeliște de succesivele administrații publice, administrații ale orașului. Și au bătut joc, nu au făcut nimic, nu i-a interesat, super populiști și cu asta basta. Și acum degeaba, adică chiar dacă ai avea toți banii și s-ar lucra non-stop permanent, tot ar dura ani și ani de zile să se repare. Deci când zice 1 noiembrie că o să fie mai bine, poate că auzi de la meteo că se încălzește vremea sau ceva. Că în rest n-avem nicio speranță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.